Dragilor, bine v-am regăsit. Astăzi alături de noi este Cristina Buja, psiholog, psihoterapeut. Cristina a studiat psihoterapia integrativă a traumei la Institutul pentru Studiul și Tratamentul Traumei ISTT și, bineînțeles, cred că v-ați dat deja seama, vorbim despre Gabor Mate și mitul normalității, trauma, boala și vindecarea într-o cultură toxică. O carte recent apărută în portofoliul editurii Herald, în colecția Psihoterapia, carte lansată în cadrul conferinței Normala Normal, susținută în urmă cu aproximativ o săptămână și jumătate de Gabor Mate la București. Cristina Buja a fost la această conferință și aș începe discuția noastră pornind de la o postare. Este vorba despre o postare pe profilul Cristinei, profilul de Facebook. Cum asigurăm condiții potrivite pentru dezvoltarea sănătoasă a copiilor noștri, mai ales că este o întrebare cumva selectată din prima zi de conferință, duminică 16 octombrie, prima zi de conferință susținută de Gabor Mate aici la București. Cristina, te rog! Bună! Da, e de fapt subiectul principal pe care Gabor Mate l-a prezentat în prima zi a conferinței și mă bucur că a dedicat o zi întreagă acestui subiect. Nu simplu, nu e atât de simplu, dar totuși nici atât de complicat. Ce cred că este important e în primul rând să înțelegem, așa cum a spus el, că parentajul, parentingul, numim fiecare cum ne este mai la îndemână, este în fapt un set de abilități și este, nu este un set de abilități, cât este o relație care se dezvoltă între părinte și copil, care ține în principal de caracteristicile și posibilitățile părintelui. Și dacă ceva nu merge în această relație, că ceva s-a întâmplat între părinte și copil, atunci niciun set de abilități nu o să schimbe nimic. Asta apropo de sumedenia de cărți de parenting care există și subiectul acesta vast despre care se scrie, inclusiv eu scriu foarte mult despre asta. Mi-a plăcut foarte mult ce a spus el și a spus multe, multe lucruri valoroase. Am încercat să sintetizez dintre ele câteva în articolul despre care spui, care a fost cel mai distribuit articol al meu în ultimii ani și mă bucură enorm, pentru că asta mi-arată că părinții își doresc să fie aproape de copiii lor, așa cum copiii au nevoie. Și acesta e motivul pentru care citesc astfel de articole și cărți. Ce a spus ca formată esențială a fost să sintetizeze nevoile copiilor și le-a grupat el în patru nevoi. Nevoia de a avea o relație sigură de atașament. Sigur, despre atașament iar se scrie mult, se vorbește mult, dar e important de văzut că acest atașament este un sentiment profund de contact, de conexiune, de legătură pe care copilul îl are cu responsabilii, adică cu părinții. Și nu e vorba aici, la punctat atât de frumos, că nu este vorba de iubirea pe care o simte părintele, firește, fiecare părinte și iubește copilul. Ceea ce contează este sentimentul de atașament al copilului, ce simte copilul, ce ajunge la copil, ce le transmitem noi prin tot ceea ce facem sau nu facem, prin expresiile noastre, prin tonul vocii, nu doar prin ceea ce le spunem. O altă nevoie esențială este nevoia de a fi în siguranță. Aici includem și partea de a avea un adăpost asupra capului, mâncare, tot ce înseamnă partea aceasta fiziologică, dar e și un sentiment de siguranță al atașamentului care îi permite unui copil cumva, el a spus asta și o să îl citesc ca atare, să se odihnească din efortul de a-și câștiga dreptul de a fi cine este așa cum este. Adică să nu muncească pentru relație, să nu trebuiască să fie într-un anumit fel, să spună anumite lucruri, să arate într-un anumit fel ca să fie iubit. Ci este iubit și acceptat exact așa cum este el. O altă nevoie pe care copiii o au și firește noi toți oamenii o avem, este nevoia de a ne simți emoțiile. Părintele să asigure această libertate copilului de a exprima, de a simți și de a exprima, în special
furia, tristețea, suferința, durerea, pentru că cu cele bune, firește, stăm ușor, cu acestea dureroase, mai greu. Și asta înseamnă să fie copilul, să se simtă copilul în siguranță, să fie vulnerabil. Fiindcă e foarte normal ca un copil să simtă furie, pe urmă de vorbi foarte mult de normalitatea furiei, și am mai spus un lucru, mi s-a părut atractiv și cât se poate de adevărat, dacă nu-ți frustrezi copilul niciodată, înseamnă că nu faci o treabă bună. Și-a dat acest exemplu al biscuitului pe care el îl cere la 11 noaptea înainte de culcare. Normal e să nu îl oferi, dar va trebui să stai cu faptul că va fi supărat copilul și va fi frustrat, furios și se va manifesta ca atare, pentru că, da, el vrea biscuitele, noi părinții știm că nu e sănătos pentru ei să-l oferim la 11 noapte. Atunci trebuie să fim acolo prezenți lângă ei, să stăm cu ceea ce copilul simte. Când copiii nu au această libertate de a se manifesta, de a-și manifesta ceea ce simt, inclusiv furie, se deconectează de ei înșiși și acesta este un efect negativ pe termen lung. Deci deconectarea de sine face parte din ceea ce noi numim traumă. Și ultima nevoie pe care el a punctat-o a fost nevoia aceasta de a experimenta jocul liber într-un proces de maturizare la anumit el, pentru că jocul este o cerință necesară a copiilor de a se dezvolta și chiar și a noastră adulților, doar că noi o manifestăm cumva un pic diferit. Apropo de atașament, are și un capitol în carte, Atașament versus autenticitate, și îmi place foarte mult această expresie, această sintagmă, dar și informațiile din cadrul acestui capitol și ceea ce tu ai spus puțin mai devreme, faptul că creierul unui copil nu poate supraviețui în absența unui atașament. Și aici, bineînțeles, facem referire la celebra teorie a lui John Bowlby de la sfârșitul anilor 60, în care el vine cu cele patru arhicunoscute, cele patru stiluri de atașament, despre care și Gabor Mate pomenește în carte, și mai ales atunci când face referire la un aspect extrem de important. Faptul că un copil în primele zile sau în primele săptămâni de viață, probabil că în urma unor teste și a unor cercetări și a unor studii, poate supraviețui fără hrană, dar nu poate să supraviețuiască fără atașament și mai ales fără figura însoțitorului primar, dacă ne referim, bineînțeles, la un părinte, de unde, bineînțeles, că se creionează, se cristalizează și cele patru forme de atașament în funcție și de atitudinea părintelui față de copil. Și le știm prea bine, nu revenim asupra lor. Aș vrea să trecem acum să discutăm punctual și ceea ce s-a discutat în a doua zi de conferință, dar un subiect extrem de important, spun eu, pe care îl dezbate în cartea Mitul Normalității Gabor Mate, pentru că și subtitlul este foarte, foarte sugestiv, trauma, boala și vindecarea într-o cultură toxică. Fiecare boală și fiecare criză are legătură cu trauma. Este important să înțelegem de fapt ce este trauma și care sunt cele patru, te-aș întreba, care sunt cele patru caracteristici întâlnite atunci când vine vorba despre diagnosticul de boli autoimune și cancer, un subiect pe care îl dezbate Gabor Mate în carte și nu numai în carte, chiar și în conferințele lui și în cei care își doresc să afle mai multe lucruri, în anumite filmulețe de pe YouTube, discută despre incidența aceasta a bolilor cronice, face legătura cu factorii sociali sau factorii relaționali, cum îi mai numesc eu, și felul în care există această incidență și a bolilor autoimune, mai ales în cazul femeilor. Peste 80% dintre femei, bineînțeles, la o anumită vârstă, dezvoltă aceste boli autoimune, despre care, iarăși, se vorbește extrem de puțin în spațiu public. E adevărat, și când o să vă spun cele patru caracteristici, o să înțelegem foarte bine de ce se întâlnesc mai des la femei decât la bărbați.
Prima este grija automatică și compulsivă față de nevoile altora. Identificarea rigidă, numește el, cu roluri și responsabilități. Reprimarea furiei sănătoase și credința că nu ar trebui să dezamăgească și să se simt și că se simt responsabil pentru cum se simte celălalt. Iar aceste patru tipuri de caracteristici le întâlnim adesea la femei. Și în cultura românească, fac o mică completare, și în cultura românească, pentru că îmi place să mă folosesc de anumite expresii, până la urmă sunt expresii populare din limbajul popular, probabil că am auzit de multe ori, cu atât mai mult tu ai auzit din perspectiva, să spunem, clinică, de cabinet, ca psiholog, ca psihoterapeut, expresii de genul din partea anumitor femei, mai ales femeile, să spunem, 40 plus, 50 plus, poate chiar 60 plus. M-am sacrificat pentru familie, am fost devotată, am făcut, am dres și așa mai departe. Deci există această dorință de a fi dezirabil sau dezirabilă în ochii celorlalți, mai ales îndeplinind, bineînțeles, anumite roluri sociale, da? Rolul de mamă, da? Care se implică mai mult în treburile gospodării decât o face tatăl, care se implică mai mult în educația copiilor decât o face tatăl. Da? Te rog. Da, așa este. M-am sacrificat, e foarte des întâlnit și a fost foarte des întâlnit în rândul generațiilor noastre, noi fiind copii. Și faptul că ei, mamele sunt, uneori sunt lăsate să se implice mai mult, dacă nu chiar exclusiv în ceea ce înseamnă creșterea copilului, educația copilului. Și da, vă pot spune asta clar din cabinet și nu numai, că ele sunt din start considerate responsabile cu tot ce înseamnă creșterea unui copil, deși poate copilul are deja 10 ani și merge la școală și ar putea și tatăl să se implice mult mai mult. Dar parcă cumva de la sine se înțelege că mama trebuie să le facă. Reprimarea furiei, care iar e o caracteristică și e un lucru pe care noi l-am întâlnit adesea, ca noi, femeile, când eram mici, copii, parcă furia nu se pretează unei fetițe. La băieți e cumva mai acceptabilă, că e mai asociată cu caracteristica masculină decât cu caracteristică feminină. Cu puțin nu e frumos. Cu puțin testosteron, bineînțeles că de da, acolo da. Este acceptată din punct de vedere social, este acceptată la băieți și apoi perpetuată, bineînțeles, ca tipar social, din păcate, și este cumva acceptată social și la adulți, la bărbați. Da? Și am mai spus-o și cu alte ocazii și în alte rânduri, dacă vedem doi bărbați că se agresează unul pe celălalt, în plină stradă sau nu mai vorbesc despre trafic, acolo găsim de fapt cea mai multă exprimare a furiei și a agresivității masculine în trafic. Dacă am vedea acest lucru între două femei, ni s-ar părea ceva foarte straniu, pentru că nu este acceptat din punct de vedere social. Da. Sigur, pe de altă parte, bărbaților nu le este permis când sunt mici să plângă, ceea ce înseamnă o reprimare a emoțiilor. Iar Gabor Mate iar explică foarte clar asta în această carte și în cealaltă carte pe care el a scris-o, cum să reprimi emoții înseamnă să reprimi sistemul imunitar, ceea ce înseamnă că e normal să te îmbolnăvești pentru că sistemul tău imunitar nu mai funcționează. Și explică acolo și bolile care sunt adesea întâlnite în rândul bărbaților. Mă gândesc, apropo de reprimarea bolilor, mi se pare un lucru extraordinar și fac această legătură. Îți mărturisesc că n-am mai făcut-o până acum, dar pe măsură ce discut, pe măsură ce mai citesc, pe măsură ce recitesc din carte și pe măsură ce discut cu diversi invitați, îmi vin alte și alte idei. Și acum mă gândeam la un aspect. Vorbeai despre incidența anumitor boli, mai ales bolile autoimune, în rândul femeilor. Da, la o anumită vârstă. Și mă gândeam acum, apropo de reprimarea emoției, băieții nu plâng niciodată. Pe cine vezi tu, mămica de băiat, da, îi spune băiatului la 5, 6, 7 ani, la grădiniță sau la școală, în primii ani de școală, nu contează. Băi, de ce plângi? Băiețelul fiind sensibil și exprimându-și emoțiile în mod natural și firesc și sănătos până la urmă. Mai vezi tu pe cineva că plânge, el primește acest mesaj
îl internalizează cumva și știe că, bă, deci dacă ca copil nu, ca adult, ca bărbat, cu atât mai puțin nu am voie să plâng. Da? Și vorbim de reprimarea emoțiilor. Aceste reprimări ale emoțiilor duc și ele, da, la boli. Motiv pentru care bărbații, din punct de vedere social, ajung la dependență, era să spun o aleg, dar mi-am dat seama că stop, nu, dependența nu este o alegere. Și atunci ajung în faza în care sunt dependenți, mai ales de tutun, de alcool, și vedem noi cum speranța de viață a bărbaților este considerabil mai mică decât a femeilor. Face parte din aceeași poveste în care reprimăm și asta ne duce către boală. Iar despre băieții care nu plâng, aș putea să facem o emisiune întreagă, fiindcă-s mamă de băiat, așa că... Să-ți trăiască! Știu cum... Mulțumesc, știu cum stă treaba asta cu băieții care nu ar trebui să plângă. Și ce mi-am adus aminte acum, un lucru pe care, ca urmată, iar l-a punctat foarte frumos în conferință, ne-a întrebat... Când reprimăm furia, unde se duce? Și e valabil până la urmă, nu doar cu furia, e valabil și cu durerea. Se evaporă? Nu, nu se evaporă. Rămâne în noi sub formă de depresie, boli, dependență, stimă de sine scăzută, până chiar la ură față de propria persoană. Asta se întâmplă cu emoțiile pe care noi le reprimăm în mod constant. Aș vrea, pentru că ai punctat... punctele acestea esențiale ale discuției lui Gabor Mate cu participanții la conferință, dar repet, lucruri pe care le găsim și în cartea Mitul Normalității, scrisă împreună cu fiul său, cu Daniel Mate. Și am vorbit despre, ai vorbit despre furie, despre furia reprimată, despre cele patru caracteristici legate de diagnosticul de boli autoimune și legătura cu trauma. El în carte, la un moment dat, în primele, cred că 10-15 pagini, pornind de la o remarcă, să-i spunem, de la o afirmație, un argument al lui Peter Levine, spune că orice traumă e firesc să fie stresantă, dar nu orice factor stresor este automat și traumatic. Adică, cumva, să nu cădem în aceasta, aș numi-o eu, capcană a parentingului contemporan, a parentingului modern, în care majoritatea părinților iau drept traumatizant orice lucru stresant care îi se poate întâmpla copilului. Deci nu facem din orice sau din orice episod trăit de către copil, nu facem o traumă. Nu îi punem eticheta de traumă. Deci vorbim acolo de stres, de un factor stresor care nu este neapărat traumatizant. Da, adevărat, chiar mai mult de atât, se pare că noi creștem în urma stresului. Deci nu este automat, orice stres este o traumă. Stres este, traumă este o deconectare de la propria persoană, pentru că este copleșitor pentru noi ceea ce trăim. O suferință că un copil ne-a luat în fiecare zi jucăria din mână timp de o săptămână este un factor stresor care ne poate ajuta să creștem, adică să descoperim noi modalități prin care putem să prevenim acest comportament, să ne descurcăm cu acest comportament, nu este automat și o traumă. El împarte de altfel ca formate, și nu doar el, specialiști în traumă, împart trauma în două capitole mari. Traumă cu T mare, și sunt evenimentele mari, abuz, moartea cuiva foarte apropiat, violență, război, tot trăim această perioadă, dezastre naturale, tot ce noi majoritatea ne uităm și spunem, da, sigur, e traumă. Și traumă cu T mic, ceea ce înseamnă când nevoile copiilor nu sunt împlinite în mod sistematic. Nu orice formă de suferință și orice formă de stres nu este și o traumă. Până la urmă, noi avem capacitatea de a avem resurse, se numește reziliență, ceea ce înseamnă că noi avem capacitatea de a face față momentelor cu potențial traumatic sau stresor din viața noastră, cu atât mai mult cu cât avem și sprijinul necesar. Și pentru un copil, sprijinul înseamnă părinții.
Dependența nu este o alegere și nici nu este moștenită genetic. Da. Iar el scrie de altfel despre dependență într-o altă carte a lui și demonstrează că este un scrie mai mult decât scrie în cartea aceasta, că și în carte vorbește, are un capitol consistent despre dependență și despre boli psihice, demonstrând că de fapt nu sunt o alegere, ci o moștenire, și nici măcar o moștenire genetică. E un comportament în care persoana respectivă găsește o modalitate de a se descurca cu suferința pe care o are, ca o formă de ușurare sau o plăcere temporară, care, după care omul tânjește, dar care pe termen lung îi face rău și el știe și își face rău ieși sau celuilalt, dar cu toate acestea persoana nu poate renunța, este incapabilă să renunțe la el, pentru că are nevoie de această dependență pentru a își ușura suferința ascunsă cu care nu intră în contact. E tot un efect al traumei, în fond. Exact. Și a umple, de fapt, un gol, un soi de vid emoțional, pentru că întrebarea lui Gabor Mate nu este de ce dependența, ci de ce suferința. Vreau să-ți cer mai devreme permisiunea de a numi și cartea despre dependențe, publicată tot în colecția Psihoterapia la editura Herald. Este vorba despre o carte foarte dragă mie, Pe tărâmul fantomelor, înfometate prizoniere în lumea dependenței, unde el într-adevăr vorbește despre legătura aceasta între dependențe și traume, pentru că este un cerc vicios. Vorbim despre traumă, apoi vorbim despre dependențe și mai departe vorbim despre boli. Atâta timp cât, nu știu, consumi alcool sau tutun sau alte substanțe despre care vorbește el și pe care el de altfel le-a analizat mulți ani prin intermediul expertizei sale clinice cu dependenții de substanțe în Vancouver, toate astea duc până la urmă la boli. Și aș vrea să te mai întreb cum privește boala, pentru că la un moment dat în carte spune boala. Nu, eu nu sunt un vindecător care vin cu leacuri miraculoase și boala nu apare de pe o zi pe alta sau din cer sau din senin. Boala este un proces și vindecarea este tot un proces. Da, într-adevăr, așa prezintă lucrurile, indiferent că vorbim de o boală fizică sau de o boală psihică. Și spune că cumva diagnosticul de boală, chiar psihică mai ales, la fizică e un pic mai diferit, dar în fond sursa e aceeași, trauma. Și diagnosticul de boală psihică nu e o explicație a ceva, ci e doar o descriere. Pentru că în fond este un efect al unor traume pe care persoana respectivă le-a trăit. Iar boala fizică este cumva tot un efect, pentru că, așa cum spuneam, reprimarea înseamnă reprimarea sistemului imunitar, înseamnă sistemul imunitar scăzut care duce la boală și care boală este întreținută tocmai pentru că este un proces și dacă nu are parte și de procesul de vindecare, atunci lucrurile se agravează. Iar la boli psihice, el a vorbit foarte frumos și despre depresie și a explicat cum depresia este tot un efect al traumei. Și nu este moștenită genetic, nu este dată de nivelul scăzut de serotonină din creier, așa cum s-au considerat mulți ani și acum studiile arată foarte clar că nu are legătură cu asta. Este o înțepenire în suferință. Și considerată, din păcate, și boala secolului 21. Dragii noștri, a fost alături de noi Cristina Buja, psiholog, psihoterapeut, a studiat psihoterapia integrativă a traumei la Institutul pentru Studiul și Tratamentul Traumei și am vorbit astăzi despre Gabor Mate și despre cartea Mitul normalității, trauma, boala și vindecarea într-o cultură toxică. Îi mulțumim foarte mult Cristinei pentru informațiile extrem de prețioase și într-adevăr este o bucurie mare să am de fiecare dată psihologi sau psihoterapeuți ca interlocutori, ca invitați discutând despre acest îmi vine să-i spun fenomen care este Gabor Mate. Și despre această carte, până la urmă această carte, așa de un soi de 3-in-1, cartea momentului, cea mai așteptată carte, cartea fenomen sau cartea manifest, pentru că Gabor Mate spune aici, în această carte, niște lucruri care, repet, nu prea
se spun sau nu prea sunt dezbătute în spațiul public. Mulțumim încă o dată, Cristina, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi, vă invităm să ne urmăriți sau să urmăriți aceste materiale video pe canalul de YouTube Herald și pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!